Roșia este o legumă sănătoasă, cu o valoare nutritivă mare și, mai ales, un bun antioxidant. Roșia luptă împotriva infecțiilor și menține inima tânără. Roșia este un aliment foarte bun pentru întărirea organismului uman. Are numeroase proprietăți. Este bogată în saruri alcaline, reduce concentrația de uree, combate constipația. Licopenul este direct responsabil și elimină intestinul de reziduri. Se spune că o moleculă de licopen are puterea de a distruge 13 rădăcini de virus ce provoacă cancerul. Are o mulțime de beneficii asupra pielii, menținând o elastică și fină. Medicii recomandă consumul unei roșii pe zi pentru a avea o piele sănătoasă, o inimă puternică și doza necesară de vitamina C. O legumă sănătoasă, cu o valoare nutritivă mare și, mai ales, un bun antioxidant. Licopenul, substanță care îi dă și culoarea roșie, conținut de această legumă, este un bun antioxidant pentru organism, el ajutând în cazul bolilor cardiovasculare. Această legumă nu vine doar în ajutorul celor care vor să își mențină inima tânără, ci și în cazul altor afecțiuni precum un colesterol crescut, bolilor vasculare ale membrelor, accidentelor vasculare, cancerului de prostată, etc. Roșia și proprietățile sale. Roșiile conțin vitaminele A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, dar și calciu, magneziu, fosfor, fier și licopen. O roșie conține în proporție de 94% apă și are doar 22-26 de calorii. Licopenul, substanța miraculoasă din roșie, luptă împotriva infecțiilor și alături de celelalte proprietăți ale roșiei se stimulează metabolismul, protejează ADN-ul celular, are proprietăți antiinflamatoare, combate obezitatea, reumatismul, previne riscul apariției osteoporozei și a cancerului de prostată. Uz intern. Roșia este o legumă recomandată persoanelor care suferă de diabet, care au infecții respiratorii sau renale, constipație, hiperaciditate gastrică și care vor să își protejeze ficatul. Consumarea unei roșii pe zi este doza recomandată unui adult. Sucul proaspăt de roșii acționează asupra organismului ca un energizant, deoarece accelerează absorpția zahărului din sânge. Sucul de roșii elimină toxinele din organism și, mai ales, din ficat. Datorită conținutului de potasiu, roșiile sunt un bun antihipertensiv. Cine mănâncă zilnic aproape un kilogram de roșii își accelerează metabolismul și reduce nivelul colesterolului. Uz extern. Pe lângă proprietățile miraculoase ale fructelor asupra tenului, roșia are aportul ei la sănătatea pielii. Sucul de roșii, proaspăt stors, este ideal pentru ten, aplicat sub formă de compresă. Roșia coaptă în apă fierbinte și apoi decojită este bună pe post de mască. Roșiile sunt benefice în cazurile unui ten seboreic și cu puncte negre. Compresele cu suc de roșii pe o piele arsă de soare fac minuni și previn apariția bășicilor. Roșia este considerată drept leguma frumuseții, deoarece revigorează tenul, oferă luminozitate și strălucire, hidratează și regenerează pielea.